Într-un moment de rugăciune, ne va conduce în continuare domnul Mircea Graur, directorul postului de radio Vocea Evangheliei Cluj. Să ne rugăm și azi lui Dumnezeu împreună, cu încredere și mulțumindu-i că ne va da bine cuvântările pe care le proclamăm. Apoi, ne vom manifesta autoritatea primită de la Domnul Isus ca duhurile răutății să se depărteze de la noi. Ne vom ruga deci cu credința că rugăciunea noastră va avea efect. Să ne unim în rugăciune spunând Amin la sfârșit. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ne ești sursa tuturor binecuvântărilor. Îți mulțumim că vei continua să lucrezi în viețile noastre și în viața întregului popor român. Iartă, Doamne, fricile, amărăciunile, îngrijorările și dezbinările în care am trăit. Îți mulțumim, Doamne, că Tu aduci vremuri de unitate atât între creștini cât și în întreaga națiune și ne vei da revelația și înțelegerea timpului în care trăim ca să fim pregătiți ca lucrători ai secerișului spiritual. Îți cerem și îți mulțumim că Tu vei schimba condițiile de muncă, de viață și de credință, astfel încât se vor întoarce acasă români plecați în străinătate, Îți cerem și îți mulțumim că vei restaura astfel familiile, vei turna și dragoste supranaturală pentru copii în inimile părinților și în inimile tuturor românilor pentru întregirea națiunii noastre. Îți mulțumim, Doamne, că vei face ca guvernanții noștri să dea legi drepte și corupția va fi eradicată la toate nivelele, iar țara nu va mai fi de jaf nici în rândul tinerilor, nici al specialiștilor sau în general al forței de muncă și nici a bogățiilor naturale, păduri, aur, petrol și gaze naturale. Rupem puterea blestemului rostit cândva prin expresia Munții noștri aur poartă, noi cerșim din poartă în poartă și proclamăm binecuvântare peste țara noastră care va fi cap și nu coadă, pentru că proclamăm domnia ta peste întreg teritoriul țării și peste întreg neamul românesc. Cerem și îți mulțumim, Doamne, că ne vei da protecție peste teritoriul și populația României față de cutremure mari, dezastre naturale, epidemii sau alte situații extreme de urgență. Îți mulțumim, Doamne, că Tu vei curăți structurile statului de oameni incompetenți, corupți, fără frică de Tine și vei cerceta cu mare putere ca oricine este corupt să fie îndreptat sau schimbat din funcție și oamenii să fie puși în slujbe după criterii de competență, integritate și loialitate față de popor. În numele Domnului Iisus Hristos venim acum noi și întreaga biserică, împotriva voastră, căpetenii, domnii și stăpânitorii întunericului acestui veac, împotriva voastră, duhuri de confuzie, de minciună, de legarea minții, de corupție, de jaf și sărăcie, de dezbinare, de trădare, de manipulare și control, de rebeliune, de indiferență, de necredință, de amăgire, de frică și de violență. Vă legăm, vă nimicim lucrările și vă alungăm de peste noi, de peste familiile noastre, de peste neamul nostru și de peste România, în numele Domnului Isus Hristos. Închidem porțile României în fața duhurilor antichristice, de război și de violență. Proclamăm binecuvântarea protecției și alinierii la planurile tale, Doamne Isuse, în România, în popoarele învecinate, în Israel și în întreg pământul. Îți aducem slavă, cinste și închinare, Tată, fiule și Duhul Sfinte. Amin, amin. O rugăciune înalțată de domnul Mircea Graur, directorul postului de radio Vocea Evangheliei Cluj.